Astăzi, 20 decembrie, anul 1849, la 4 ceasuri și 15 minute evropenești, s-a născut fiul nostru Mihai. Așa stă scris în notița biografică a căminarului Gheorghe Eminovici din Ipoteștii Botoșaniului. Consemnarea era făcută după calendarul cel vechi. Literatura română a reținut însă data de 15 ianuarie 1850 ca fiind cea a nașterii celui de-al șaptelea copil al familiei Eminovici, cel care s-a dovedit a fi geniul care a marcat întreaga noastră istorie literară și, deopotrivă, și pe cea europeană. Opera sa, care însumează 46 de volume, cu aproape 14.000 de file, a intrat în circuitul universal prin traduceri în peste 150 de limbi, cu ecouri în 250 de țări. Prezența numelui lui Eminescu în publicații și dicționare enciclopedice prestigioase, cum ar fi cele apărute în cadrul UNESCO, dar mai cu seamă locul pe care îl ocupă în studiile monografice și de literatură comparată, confirmă universalismul operei sale. Fără tăgadă, opera eminesciană este actul de identitate universală a neamului românesc, așa cum spunea criticul și istoricul literar Vladimir Străinu. Iar autorul ei, un model, un erou civilizator deschis către viață, către țara sa și către universul întreg. Părinții, Gheorghe, un țăran vrednic din nordul Moldovei, și Raluca, fiica stolnicului Vasile Iurașcu, originar din Hotin, l-au crescut pe Mihail, așa cum a primit numele la botez, în mijlocul naturii, într-o libertate totală. Această stare avea să o evoce, poet fiind, cu adâncă nostalgie, în multe dintre poeziile de mai târziu. Această libertate este piatra pe care Eminescu și-a construit întregul său univers poetic, iar temele și motivele esențiale, raportul cu cosmosul, cu timpul, cu istoria și natura, se vor plia perfect pe romantismul înalt la care a aderat. Și dacă ramuri bat în geam și se cutremur plopii, e ca în minte să te am și încet să te apropii. Și dacă stele bat în lac, adâncui luminându-l, e ca durerea mea s-o împac înseninându-mi gândul. A urmat două dintre clasele primare la Școala Superioară din Cernăuți, cu rezultate excepționale la început. Mutat apoi la Obergymnasium din același oraș, evoluția lui școlară va intra în impas, părăsind cursurile în 1863 ca privatist. O situație dificilă care dezvăluia începutul unui destin aparte. În anul 1864, la doar 14 ani, Mihail a solicitat Ministerul Învățământului din București o subvenție pentru continuarea studiilor sau un loc de bursier. Însă răspunsul a fost negativ. În toamnă va fi nevoit să se angajeze ca practicant la Tribunalul din Botoșani. Rigorile unei activități pline de rutină nu-i pot fi pe plac unui adolescent, astfel că, în căutarea aceleiași libertăți, demisionează din postul de copist și se va alătura trupei de teatru Tardini Vlădicescu, însoțind-o în turnee. În martie 1865, Mihail primește pașaport pentru trecerea în provincia istorică a Bucovinei și se va înscrie la Liceul German din Cernăuți, perioadă în care va fi găzduit de profesorul de limba română Aron Pumnul, fiind și îngrijitor al bibliotecii acestuia. Un an mai târziu, la trecerea prematură la cele veșnice a profesorului, recunoscătorii săi elevi au tipărit broșura Lăcrimioarele învățăceilor gimnaziști, în care Mihail Eminovici, la numai 16 ani, semna poezia La mormântul lui Aron Pumnul. Anul 1866, cel al primelor manifestări literare, avea să fie încununat prin debutul său în revista Familia, condusă de scriitorul și animatorul cultural Iosif Vulcan, cu poezia De-aș avea,
semnând-o sub numele de Mihai Eminescu. Debutul va fi urmat de publicări constante în aceeași revistă ale unor poezii care anunțau prin originala construcție și inedita versificare un potențial poetic nemai întâlnit. Apoi ajunge la București, unde intră ca sufleur și copist în trupa lui Iorgu Caragiale, alături de care a mers în turnee la Brăila, Galați și Giurgiu. După 2 ani îl găsim sufleur în trupa lui Mihai Pascali, unde improvizează pantomime și tot felul de scene dramatice și cu care face alte și alte turnee. E momentul în care începe să facă transcrieri și traduceri de teatru și se apropie de dramaturgia lui Shakespeare, pe care îl citește în original. De altfel, întreaga sa operă viitoare de dramaturg va conține elemente teatrale inspirate din opera marelui Will, pe care îl diviniza. Acești ani de periplu prin țară, în care tânărul și-a luat viața, destinul, în propriile mâini, au fost decisivi pentru a cunoaște îndeaproape viața, păsurile, idealurile, limba și obiceiurile românilor. Tânărul creator Eminescu are o perioadă literară intensă. Scrie poezii, publicate în revista Familia, concepe drama Mira, proiectează romanul Geniu Pustiu și traduce din literatura germană. Însă timpul pe care îl alocă turneelor îl împiedică să ducă la bun sfârșit lucrările începute, așa încât decide să pună capăt călătoriilor, stabilindu-se la București. Un moment important pentru el, pentru că aici îl va cunoaște pe Ion Luca Caragiale. Ca să aibă din ce trăi, s-a angajat ca sufleur și copist la Teatrul Național, Teatrul cel Mare, așa cum se numea atunci. Avea doar 19 ani. Decebal. Fragmente dramatice de Mihai Eminescu. Apropierea de teatrul profesionist este terenul pe care se fundamentează creația sa dramaturgică, prin care va îmbogăți substanțial repertoriul dramatic național prin drame, comedii și, mai cu seamă, prin monumentalele și inconfundabilele sale piese cu filon istoric. Toate se desfășurau într-o efuziune creatoare pe placul lui, însă urma să vină momentul în care se va pune problema continuării studiilor. Dusese o viață de peregrinări, privită cu nemulțumire de părinți, dar toate aveau să fie trecute cu vederea și, împăcându-se cu familia, obține de la tatăl său sprijinul financiar necesar pentru a pleca la Viena spre a urma cursuri universitare. Ajuns acolo, fericit, în ziua de 2 octombrie 1869, se va înscrie la Facultatea de Filosofie, doar ca simplu auditor, pentru că nu avea diploma de bacalaureat. Adolescentul se transformă într-un tânăr frumos, tainic, visător. Pentru el, Viena a fost nu doar un loc, ci și un timp. Un loc cu o identitate concretă, cu o cultură dinamică, ce l-a ajutat să cunoască într-o perioadă scurtă valorile culturii europene. Un timp în care personalitatea lui se metamorfozează într-un corpus romantic, cu o arhitectură labirintică, în care ființa umană îi corespunde demiurgului. Ideea europeană eminesciană, care va irumpe mai târziu în opera sa, are un impact aparte și azi, când ne aflăm sub semnul acut al unei europenizări care își caută un traseu limpede. Scrierile lui de poezie, proză, dramaturgie sau publicistică îl arată a fi un romantic care a susținut fără prejudecăți orientarea culturală a poporului român spre universul spiritual european. În mediul universitar vienez l-a cunoscut pe Ioan Slavici. Împreună cu el și cu alți tineri din Transilvania și Bucovina, va activa în societatea România Jună. Este perioada în care, pe lângă setea de cultură și activitatea literară, a abordat și o tematică sociopolitică, nouă în preocupările sale, prin care s-a concentrat pe situația politică a românilor și a altor naționalități conlocuitoare din Austro-Ungaria, mărturie în acest sens fiind articolele publicate în Federațiunea.
Tot atunci se va înfățișa perspectiva colaborării cu Junii Miștii și cu revista Convorbiri Literare. În aprilie 1870 îi va apărea poezia Venere și Madonna și în august Epigonii. Un an mai târziu, România Jună își va alege conducerea, Slavici devenind președinte, iar Eminescu bibliotecar. 15 august 1871. Prima sărbare a studenților la Putna. De ce acolo? Pentru că mănăstirea Putna, ce adăpostește de secole mormântul lui Ștefan cel Mare, s-a dovedit a fi locul ideal pentru a sărbători românitatea. Personalități de seamă din intelectualitatea de origine românească luptau deja pe plan politic și religios, atât la nivel local, cât și în capitala Imperiului Austro-Ungar, pentru păstrarea identității de neam, limbă și credință. Este posibil ca de atunci să fi început supravegherea lui de către poliția secretă habsburgică. În orice caz, în toamnă, după o suspectă exacerbare a unor opinii contradictorii în cadrul României June, Eminescu va demisiona, împreună cu Slavici, din comitetul de conducere. La puțin timp după aceea va debuta ca publicist în ziarul Albina din Pesta, în care Titu Maiorescu avea să scrie despre meritele sale literare, caracterizându-l ca fiind un poet în toată puterea cuvântului. În anul 1872, lui Eminescu îi se publică poeziile Înger și Demon și Floarea albastră. Pleacă la Berlin, unde s-a înscris la universitate pentru a audia cursurile de filozofie, istorie, economie și drept. Poetul a studiat temeinic marile sisteme filosofice ale epocii sale, filosofia antică, principalele sisteme de gândire ale romantismului, teoriile lui Schopenhauer, Kant și Hegel. Pentru a se putea întreține, s-a angajat la consulatul român de la Berlin, condus de Teodor Rossetti, fratele doamnei Elena Cuza, care avea să-i asigure apoi o mărire de salariu pentru a-și susține pe mai departe șederea aici. În această perioadă a început să prelucreze crâmpeie din folclorul românesc, așa cum se angajase în urmă cu câțiva ani, iar activitatea sa creatoare va include poemul Călin, File de poveste, și mai ales Luceafărul. Cobori în jos, luceafăr blând alunecând pe rază, pătrunde în codru și în gând, norocul luminează. Început în 1873, poemul Luceafărul, cel mai cunoscut text poetic eminescian, va fi publicat în fapt abia 10 ani mai târziu în almanahul Societății Studențești România Jună din Viena. După publicare, poemul va fi preluat imediat de revista Convorbiri Literare. Cel mai lung poem de dragoste din lume se va naște într-o perioadă în care Eminescu se afla într-o febrilă căutare a unui ideal feminin către care inima și mintea sa tângeau. Despre dragostea pentru poeta Veronica Micle s-a vorbit și s-a scris mult, dar dincolo de detaliile siropoase, această întâlnire n-a fost una trecătoare, ci pentru veșnicie. În primele luni ale anului 1874, Eminescu a purtat o corespondență consistentă cu Titu Maiorescu, care îi sugera să-și obțină doctoratul în filosofie pentru a fi numit profesor la Universitatea din Iași. Se va întoarce însă în țară după numai două semestre, fără să se prezinte la vreun examen. Va sta în Iași, unde a fost numit director al Bibliotecii Centrale. După o vreme, este numit revizor școlar pentru districtele Iași și Vaslui. Cu o situație materială precară, având din acest motiv și probleme cu familia, va primi postul de corector și redactor la gazeta Curierul de Iași, unde a redactat numeroase rubrici, dar pe care nu le-a semnat. Zilele îi erau însă luminate de dragostea pentru Veronica Micle, deși aceasta era căsătorită, și de tot mai strânsa prietenie cu Ion Creangă, pe care îl va prezenta Junii Miștilor cu entuziasm. Dacă Eminescu n-ar fi existat,
nici despre creangă nu s-ar fi vorbit. Din impresionanta prietenie dintre cei doi s-au născut amintirile din copilărie, fără de care literatura română ar fi fost văduvită de o capodoperă a genului memorialistic. În 1877, anul războiului de independență, va reveni în București, unde cu ajutorul lui Maiorescu va deveni redactor la ziarul junimist Timpul, unde va desfășura o activitate publicistică intensă și de înaltă calitate intelectuală. 2 ani mai târziu, soțul Veronicăi moare și Eminescu îi scrie acesteia să vină la București, unde vor face planuri de căsătorie, care se vor dovedi irealizabile. Viața lui sentimentală, ardentă, pătimașă, dezvăluie 2 atracții opuse, Veronica Micle și Mite Kremniț. Pe cea din urmă o va cunoaște pe vremea când a devenit redactor la Timpul. Căsătorită cu doctorul Wilhelm Kremniț, medic al regelui Carol I și cumnatul lui Titu Maiorescu, Mite devenise doamna de companie a reginei Elisabeta, iar talentul ei de scriitoare și traducătoare i-a înlesnit intrarea în lumea intelectuală a Bucureștiului. Așa va ajunge să participe la întâlnirile de la Junimea, unde îl va cunoaște pe Eminescu. De aici și până la scurta, dar intensa lor poveste de dragoste, nu a fost decât un pas. Mite Kremniț va fi cea care va traduce magistral în limba germană câteva dintre poeziile lui Eminescu. Urmează alți câțiva ani bogați din perspectivă literară, care vor cuprinde și apariția celor 5 scrisori. Au prezentul nunii mare, n-o să-mi dea ce o să cer? Expresia artistică a gândirii social-estetice a lui Eminescu, scrisorile încununează protestul său romantic împotriva falselor valori, a lipsei de idealuri, a viciilor societății contemporane, vorbind despre un Eminescu iubitor de dreptate și adevăr. 1883 este anul în care îi va apărea volumul Poezii, singurul a apărut în timpul vieții, cu o prefață și texte selectate de Titu Maiorescu. Nu se poate vorbi despre Eminescu făcându-se referire doar la poeziile sale. Ar fi nedrept, căci geniul său literar a făcut ca paginile manuscriselor să se umple și de inegalabile scrieri în proză. Sărmanul Dionis, Cezara, avatarii faraonului Tla, ca de altfel și timpuriul geniu pustiu, reflectă magistral marile teme eminesciene, dovedind un spirit creator plurivalent. Timpul adolescenței turbulente, dezordonate, la hotarul vagabondajului, uneori, apoi perioada tinereții, cu viața haotică și afectată de lipsuri materiale, îi vor șubrezi sănătatea iremediabil. Suferințele lui, boli incurabile pentru epoca aceea, îi vor măcina ultimii ani de viață. După mai multe internări în spitale, alternate cu o activitate literară normală, în iunie 1883 au apărut primele semne de alienare mentală, fiind internat în sanatoriul doctorului Suțu de pe strada Plantelor din București. În octombrie, poetul va fi trimis de prieteni la Viena și internat în sanatoriul de la Oberdöbling. În februarie 1884 a fost declarat sănătos, medicii vienezi recomandându-i să facă o călătorie în Italia. Timp de 6 săptămâni, cu un ajutor material substanțial de la prietenii săi, a vizitat sudul Alpilor, Veneția, Padova și Florența. Întors în țară, în 1884, a fost numit în postul de sub-bibliotecar al Bibliotecii Centrale din Iași, dar după doar 3 luni se va îmbolnăvi din nou, fiind internat la spitalul Sfântul Spiridon. Revenindu-și, va continua slujba la bibliotecă și va preda la școala comercială. În vara lui 1886, bolile reapar și, în urma unui consult medical, va fi transportat la ospiciul de la Mănăstirea Neamț, de unde, în primăvara următoare, va fi mutat iarăși la Spitalul Sfântul Spiridon.
După alte câteva luni, Eminescu va pleca la Viena cu recomandare de tratament. Dar la 1 septembrie 1887 revine la Botoșani, unde va sta sub îngrijire medicală. Ca urmare a insistențelor Veronicăi Micle, poetul se va muta definitiv la București, unde își va recăpăta din puteri și va relua timid activitatea literară, pentru scurt timp însă. Căci la începutul anului 1889 va fi internat la Spitalul Mărcuța și mai apoi la Sanatoriul Caritas. După 4 luni, pe 15 iunie 1889, în zori, la ora 3, aflat în sanatoriul doctorului Suțu, avea să plece la cele veșnice. În acea zi, Titu Maiorescu nota în jurnalul său: astăzi a murit Eminescu, în Institutul de Alienați, de o embolie. Luceafărul poeziei românești, poetul nepereche. Nu se cunoaște motivul exact care a dus la decesul său. Unele dintre bolile puse pe seama sa de anumiți medici s-au dovedit în timp fanteziste. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Purul tânăr, înfășurat în manta-n, ochii mei înălțam visători la steaua singurătății. Înmormântarea va avea loc la cimitirul Belu. Sicriul este purtat pe umeri de 4 elevi de la școala normală de institutori, poetul fiind înhumat, cum și-a dorit, la umbra unui tei. Influențând o întreagă direcție a culturii noastre, Mihai Eminescu a așezat în forme noi spiritul creator românesc, el fiind convins că literatura europeană, care o cuprinde și pe cea românească, desigur, și-a condiționat modernitatea pe curentele care anunțau marea revoluție culturală a Europei. Asupra europenității și universalității lui Eminescu, numeroși critici s-au pronunțat în articolele și studiile pe care i le-au dedicat. Eminescu nu este numai un poet de geniu, este ceva mai mult, spunea criticul și istoricul literar Garabeti Brăilean. El este cel dintâi care a dat un stil sufletului românesc și românul în care s-a făcut fuziunea cea mai serioasă, fuziunea morală a sufletului dacoromân cu cultura occidentală. El, vagabondul, lipsitul de diplome școlare, feciorul lui Gheorghe Eminovici de la Ipotești, este eroul culturii noastre moderne. Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și nouă, toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate.